Poliția rutieră vă dorește la mulți ani o primăvară frumoasă, fără evenimente rutiere. Polițiștii de la rutieră și-au îndreptat astăzi întreaga atenție către doamnele aflate la volan, așa că le-au surprins de 1 martie într-un mod cât se poate de plăcut. Mi se pare un gest frumos. La stresul de la avem astăzi mai merită și câte o bucurie din când în când. Și la volan cum iese? No, puțin mai aglomerație, dar e bine. Nu căutați documentele, nu pentru control v-am oprit, de la poliția nu chiar sunt, doar pentru a vă spune la mulți ani cu ocazia de 1 martie, să aveți o primăvară frumoasă. Ce ați simțit atunci când v-a tras pe dreapta? Așa, o emoție. M-am gândit că poate am făcut ceva ilegal. De obicei când sunteți la volan, mai încălcați regulile? Nu, de asta am mirat, de ce poate mă opresc. Pregătisem actele pentru control. Chiar dacă a devenit o tradiție ca în ziua de 1 martie femeile să fie oprite în trafic, una dintre doamne a fost atât de surprinsă încât s-a cam pierdut cu firea și a ciocnit cu mașina un alt autoturism. V-ați emoționat un pic, am văzut, da, ați lovit mașina cealaltă. Da, mulțumesc. Și dacă a fost 1 martie, eventualele amenzi s-au transformat în flori. Astăzi, agenții de circulație au oprit toate doamnele și domnișoarele identificate ca fiind conducătoare auto, sancționându-le cu o floare și, bineînțeles, sfaturi preventive. Și dacă polițiștii au fost astăzi destul de indulgenți cu doamnele și domnișoarele aflate la volan, de mâine toată lumea se conformează regulilor stricte de circulație.